Partea a doua, de la cum mi-am bandajat toată mâna dreaptă ca să scap de testul la română. Deci v-am zis că m-am văzut profa de română, după aia am văzut și diriginta de matematică și m-au trimis acasă. Prin norocul meu a venit weekendul. Sâmbătă, duminică, lejer. Duminică seară. Diriga o sună pe mama. Alo, bună seara, domnule Alex, vă sună legătură cu băiatul dumneavoastră. Îmi pare tare rău ce i s-a întâmplat. Îmi pare rău că și rupt mâna și a trebuit să o pun în ghips. Așa că m-am gândit să vă sun, să vă spun să nu vină săptămâna asta la școală, că nu are rău să se chinuie. Ce mână ruptă, doamnă, că Cezar nu are nimic, e perfect sănătos. Cum adică? Vinerea a venit bandajat tot, cu mâna dreaptă, ci că și -a rupt -a la fotbal. Deci a mințit. Vai, ce copil prost am. Nu știu, doamnă, ce s-a întâmplat, nu mi-a spus nimic. Aha, să spuneți că mâine l-aștept la școală și care două puncte scăzute la portare. Bine, doamnă, mulțumesc de telefon. Băi, ce tu ești prost, ai păcălit o pe doamna de română că tu ai mâna ruptă? M-a sunat dirigent, a murit de rușine când mi-a spus chestia asta. Aveam test la română și n-am învățat nimic. Trebuia să-ți spui că faci din astea, că te-am dat de gol fără să vreau. Și ai și două puncte scurte la portare. Și uite, așa am belit -o.